He, mai poți să spui ceva, he, măi lupule, îți place cărna de mânză, ci-ți plac și oile, și-ți plac și oile. Tra la 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 la, la 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 la, și-ți plac și oile. Întâmplător sau nu, cadrele didactice de la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu au mărturisit că astăzi, cu ocazia acțiunii, numărul elevilor absenți a fost mai mic decât de obicei. Ei consideră că astfel de acțiuni îi determină pe elevi să conștientizeze că este important să nu renunțe la cursurile școlare. Este o acțiune organizată de Poliția Județeană Goș, domnul Comandant Caragea, în parteneriat cu noi și Partida Romilor, prin care vrem să aducem cât mai mulți copii la școală, să le arătăm și partea frumoasă a activităților instructive educative, să discutăm cu ei și să stăm mai mult în mijlocul lor. Cei mai vulnerabili la abandonul școlar sunt copiii de etnie romă. De cele mai multe ori ei ajung să renunțe la școală din motive sociale. Și să explicăm la copii, pentru că cel mai important lucru este să învețe carte, să vină la școală, ca să poate să fie oameni importanți pentru țară, pentru județ, pentru că numai prin educație și prin carte poți să aibă un drum bun și realizat pentru viitor. Există copii romi care au abandonat școala? Da, au fost foarte mulți. Ce motive? Pe motive de sociale, pe motive cu migrarea părinților în străinătate și căsătorile timpurii. Romii recunosc că în rândul familiilor există probleme de acest gen. În cazurile fericite, copiii părinților romii plecați în străinătate rămân în grija bunicilor. Poliția să țină la ei, stă aceea în față, nu e probleme nimica. Nu s-a făcut problemă până acum. Da, chiulesc copiii de la școală? Nu, nu. Că noi stăm la panduraș între români acolo și fetele vin că se învățară între ei acolo și bă, nu suntem mulți țigani între români acolo. Sunt 5-6 cași și fetele vin. Da. Și la matematică ce-ai învățat? De toate. De toate. Geometria, algebra. De toate am învățat. Zi-mi și mie cât fac 16 împărțit la 2. Alți lideri ai comunităților de etnie romă le vorbesc copiilor despre modelele pe care pot să le urmeze. Președintele Statelor Unite Barack Obama sau Nelson Mandela sunt doar câteva dintre exemplele prezentate de romi. Sunt la facultatea de drept și am vrea ca și copiii noștri să fie ca și negri din America, ca copiii negri din America, ca să poată să fie, să reprezinte și cei copiii noștri în instituțiile descentralizate din România și de ce nu și să conducă România cum și domnul președinte Obama este un exemplu pentru toți cetățenii de culoare și poate și cetățenii minoritari romi, cum suntem noi romii, să ajungă și la noi în țară un președinte să conducă România tot de etnia noastră romă. Acțiunea vine ca o activitate premergătoare dedicată Zilei Poliției. Această acțiune se încadrează în seria acțiunilor din perioada premergătoare Zilei Poliției Române. Astfel, polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, precum și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, au organizat o activitate informativ-preventivă pe linia prevenirii delicvenței juvenile și victimizării minorului, precum și pentru prevenirea absenteismului școlar în rândul elevilor. Anual, zeci de elevi renunță la școală. Cei mai mulți copii de etnie romă renunță la cursuri la vârsta de 10 ani.